Bună ziua! În acest video vom vorbi despre acoperișul din șindrila bituminoasă. O să expun 8 avantaje și 7 dezavantaje. De asemenea, o să expun anumite reguli la exploatarea și folosirea sau inclusiv și montarea acoperișului din șindrila bituminoasă. În trecut, în videurile trecute, am vorbit deja despre țigla metalică, apoi am vorbit despre țigla ceramică. Acum, haideți, succint, să enumerăm principalele avantaje și dezavantaje a unui alt tip de învelitoare și anume a șindrilii bituminoase. Acesta este un material care încet, încet devine tot mai popular. Nu foarte, însă oricum atrage și el o parte din atenția celor care își construiesc o casă sau repară un acoperiș. Șindrila bituminoasă a apărut pentru prima dată în Statele Unitele Americi în secolul XIX. Era ceva de genul unui rolei de carton cu un strat bituminos aplicat pe fiecare parte. Deja la începutul secolului 20 tipul acesta a fost îmbunătățit și treptat s-a dezvoltat industria acestui tip de acoperiș, creându-se toate condițiile pentru a fi produs pe scară largă și vinde. Din start, țin să menționez faptul că calitatea șindrililor de bitum depinde direct de calitatea tuturor componentelor care o compun, absolut toate. În principal sunt 5 componente. Primul strat este stratul superior, care este bazalt sau ardeze. Cel mai des în producția de șindrilă flexibilă se utilizează bazaltul. Acest lucru se datorează proprietăților naturale ale acestui material. Bazaltul protejează plăcile de deteriorare mecanică, de temperaturile ridicate și le conferă un aspect estetic frumos. A doilea strat este bitumul. În general sunt două tipuri de bitumuri. El ajută în principal ca această acoperit să fie rezistent la temperaturi. În alte, la razele ultraviolete, și, desigur, și la temperaturile joase. Al treilea strat sau al treilea componente este fibra de sticlă. Aceasta este creată din mai multe materiale, prin mai multe metode. Sunt, aceste metode sunt variate. Toate aceste fibre de sticlă sunt interconectate prin aditivi speciali. În general, aceasta oferă rezistență la forțele mecanice, rezistență la foc, la umiditate și absorb foarte bine zgomotul. Un alt element al șintelei bituminoase este stratul autoadeziv. Desigur, se folosește și așa ceva pentru a uni toate aceste elemente. În general, aceasta este o masă de polimer autoadezivă rezistentă la îngheț. Apropo, cu acest strat, placa de bitum este așezată la suprafața acoperișului. Și în final, al cincilea element al unui acoperiș din șintelă bituminoase este stratul inferior, care este ca un Stradie de protecție din silicon. Este ușor de îndepărtat înainte de a începe lucrul și este necesar doar pentru a împiedica lipirea colelor. În producție și în masa ofertelor care sunt acum în, în vânzare, puteți întâlni și întrebările noastre de tot felul. Unele cu anumite elemente, altele cu alte elemente, însă în general, în general, în principal, eu cred că aceste 5 elemente trebuie să fie incluse în și șindrile bituminoase. Așadar, vom enumera în continuare 8 avantaje și 7 dezavantaje. Principalele avantaje sunt, în primul rând, montarea foarte ușoară. Montarea șindrile bituminoase este un proces relativ simplu, iar tablele de șindrile bituminoase se pot monta chiar și pe vechiul dumneavoastră acoperiș. Desigur, dacă aceasta este OK, și se poate realiza acest lucru. De asemenea, aceasta se poate fixa în așterneală atât cu ajutorul cuielor, cât și prin tehnica la cald. Al doilea avantaj este că se poate repara ușor. Dacă undeva este necesar de reparat, șindrila bituminoasă foarte ușor se repară. Al treilea avantaj este costurile mai mici. Nu că ar fi chiar ieftină. Ieftină, însă un acoperiș de șindrilă bituminoasă permite opțiunea de a renunța la elementele speciale pentru citarea, de exemplu, a coamelor sau a marginilor de acoperiș. De asemenea, și materialul în sile nu este foarte scump. Totuși aici o să adaug ceva, dar deja la dezavantaje. În al patrulea rând, menționez greutatea relativ mică. Aceasta este în jur de 9-10-11 kg pe metru pătrat. Da, desigur, acest timp ce însă oricum este puțin mai grea ca țigla metalică, care are în jur de 5-7 kg pe metru pătrat, însă este mult mai ușoară decât țigla ceramică, care are în jur de 35-40-45 kg pe metru pătrat deja consecințele unui acoperiș ușor sau greu a fost deja expus în videurile despre țigla metalică și țigla ceramică, când am explicat informațiile despre greutatea unui acoperiș. În al cincilea rând, menționez izolarea fonică. Caracteristicile de izolare fonică și a zgomotului depinde direct de grosimea materialului, inclusiv și a șindrile bituminoase. Însă chiar și așa, șindrile bituminoase se comportă foarte bine la acest capitol, decât alte elemente de învelitoare. În al șaselea rând, conductivitatea electrică scăzută. Mulți dintre cei care vând așa învelitoare spun că și șindrelilor bituminoase nu ar nevoie de împământare datorită acestei calități. Tot ce eu o recomand. Știi cum se Las și Al șaptele avantaj este că nu este inflamabilă. Chiar dacă bitumul face parte din categoria produselor ușor inflamabile, datorită stratului de bazalt, acest acoperiș nu ar trebui să ardă sau să întrețină constant arderea. Totuși, acest punct un pic depinde de la caz la caz, așa că acest punct va fi inclus și la dezavantaje. Despre asta puțin mai încolo. Și al optele avantaj este faptul că pe piață acum putem găsi modele, culori și oferte variate. An de an apar multe modele noi, culori noi, mărimi, caracteristici. Practic, evoluția în acest sens este mai accentuată decât față de alte materiale. Deci, avem de unde alege. În continuare, o să expunem principalele dezavantaje. Sunt șapte dezavantaje. Primul este inflamabil, însă doar în anumite cazuri. Am menționat anterior faptul că, datorită bazaltului din componența sa, acest tip de acoperiș nu este inflamabil corect. Însă dacă nu este montat corect, nu este îngrijit corect și mai ales odată cu timpul și din cauza exploatării acestui acoperiș în anumite porțiuni pot apărea anumite defecte uh, care în cazul unui incendiu ar arde și ar întreține focul cu ele. Cum noi da, bitumul este ușor inflamabil, deci trebuie să fim atenți. Al doilea dezavantaj este garanția mică. Chiar dacă auzim cu toții că aceste tip poate să atingă 30, 40, unii spun chiar și 50, 60 de ani, totuși încă pe nimeni nu am văzut ca să oferă garanții mai mari de 5 sau 10 ani. Și de aici apare un semn de întrebare. Oare de ce? Oare aceste promisiuni care spun de 40-50 de ani nu sunt doar uh, niște mișcări de marketing și manipulare? Hmm. A treilea dezavantaj este ventilația incorrectă. Nu se asigură un strat de ventilație liber sub învelitoare datorită structurii acestui acoperiș. Aceasta este un lucru cam rău pentru structura acoperișului dumneavoastră din lemn. Mă rău este dacă acoperiți cu șindrilă bituminoasă un vechi acoperiș care se baza exclusiv sau în mare măsură pe ventilația datorită alumientelor din exterior. Nu cred că doriți ca datorită interacțiunii incorrecte a materialului acoperișului lemnul să putrezească, termoizolația să se distrugă sau să apară mucegai și ingrasii. În al patrulea rând, menționez faptul că șindrila bituminoasă este cât de cât un mediu propice pentru microorganisme. Acest exemplu eu îl ofer din practică. La al doilea an după muntare, un acoperiș din șindrila bituminoasă a unui bun cunoscut deja a fost plin de mușchi, a început să se înverzească și nu trebuie să fii super expert ca să-ți dai seama că suprafața acestui acoperiș este un mediu propice pentru diferite microorganisme care nu sunt tocmai sănătoase pentru om. Al cincilea dezavantaj este faptul că se murdărește ușor. Legat de punctul de mai sus, adaug și faptul că un acoperiș din da arată frumos, însă și trebuie întreținut și curățat mai des. Cum mai da, materialul dat nu este spălat așa de bine de ploi în mod natural, cum este spălată, de exemplu, țiglă metalică sau chiar și ceramică. În al șaselea rând, dezavantaj care este legat și de punctele de mai sus este faptul că se montează pe pante mai mari de 12 grade. Da, se montează ușor, însă cu o pantă mai mică nu se realizează o scurgere cu viteza necesară și normală a apei și a umidității. Iar dacă mezeala se reține material plus influența soarelui, frigului și altor fenomene, aceasta duce la degradarea materialului. Și în ultimul rând, costuri neprevăzute. Chiar dacă am menționat Că se montează ușor și chiar pe straturile vechi și costă relativ puțin, adică normal, totuși anume datorită faptului că șindrila bitominoase are nevoie de o bază, adică de un covor de sprijin, aceasta uneori poate implica anumite costuri adiționale, dacă nu alezați bine acest tip de acoperiș din start. Cam acestea sunt principalele 8 avantaje și 7 dezavantaje a șindrile bitominoase. Eu mereu repet, înainte să vă alegeți un tip de acoperiș, consultați toate avantajele și toate dezavantajele atât a tipului de învelitoare dorit cât și a altor învelitori. La revedere!